Jako bitan, ali mislim da će biti još bitno za ekipu jer smo ostvarili veliku pobjedu, imamo dva kola i da se borimo za titulu. E foarte important pentru el, dar cred și pentru echipă că asta victoria e foarte importantă și că a venit și pe ultimele minute și ca derby cu Craiova și avem două jocuri. Suntem încă în speranță de zi. Se gândea că primul gol în tribunul FCSB-ului o să-l dea fix împotriva Craiovei și în fața 30.000 de oameni. Mi se miște că deci ți-o primi gol de baș pentru Craiovei și spre 30.000 de ljudi to baš pentru pa možda nisam prije mislio, ali danas sam to razmišljao i rekao sam da ću zabiti ako budem igrao 10 minuta bar. Poate nu avut încredere așa până acum că se așteptă de primul gol, dar înainte de meci seara, înainte de meci, a simțit și a zis chiar la pintie, a zis am nevoie de 10 minute și eu să marcam. Dar are vreo satisfacție în plus pentru că a venit acest gol fix aici pe Oblemenco? Prima lui ca un echip plus, ca o știu, baș nouă la stadion, eu zice să vii. Možda e plus mali, ali svaka utakmica jednako, nosi 3 boda i to je najbitnije. A petrecut timp aici și mare respect pentru Craiova, dar n-a putut să obține emoții. Risto, a fost o victorie și cu șansă, ținând cont că na, Universitatea a avut acele două bare. Golul a venit așa printr-un carambol, să zicem, de vie, prin care... Am fost meci foarte, foarte greu, foarte, foarte deschis și ne bucuram foarte tare că am câștigat 3 puncte. Craiova are o echipă foarte bună și joacă foarte bine și avem speranțe și să jocă și următoarele două meciuri. Urez Bafta și la Cupa și la următoarele puncte. Dacă s-ar fi terminat egal, crezi că lupta la Cluj era încheiată cu 4 puncte în spatele CFR-ului, 6 rămase de disputat? Nu, era mai greu, dar nu încă cât sunt șanse matematice, speram.